Marineu Gensabău, românul care și-a ucis colegii de birou, a fost eutanasiat în Spania. Bărbatul și-a împușcat trei șefi și apoi a tras într-un polițist, iar faptele lui au șocat întreaga țară. Conform știri de Cluj.ro, bărbatul a vrut să-și petreacă ultimele zile din viață într-un spital, unde să-și poată lua rămas bun de la rude și prieteni, dar solicitarea a fost respinsă pentru că este prea riscantă. Sabău urmează să fie sedat și apoi se va administra injecția letală. Încă nu s-a comunicat dacă procedura a fost efectuată. Românul nu a spus niciodată că regretă faptele comise și nu și-a cerut iertare de la victimele sale, așa că justiția spaniolă nu a fost de acord ca acesta să fie eliberat pentru o zi, pentru a-și putea lua rămas bun de la rude și prieteni. Cei care au fost răniți nu sunt de acord cu executarea românului înainte de finalizarea unui proces care ar fi putut stabili plata unor daune. Ei vor da în judecată statul spaniol la CEDO pentru că nu le-a asigurat dreptul la justiție. Supranumit pistolarul din Tarragona, românul a fost cel care a cerut să fie eutanasiat înainte de a fi judecat. L-a fost rănit grav în timp ce poliția îl urmărea și a rămas paraplegic. Justiția a acceptat în 9 august să fie eutanasiat, cu toate că victimele s-au opus, cerând să fie judecat. Românul a lucrat ca agent de bază la o filială din Tarragona a firmei Securitas. El fusese concediat și a cerut de la firmă o sumă de bani. Pentru că nu a fost ascultat, el s-a răzbunat pe foștii colegi. În 14 decembrie 2021, Eugen Sabău a intrat în clădirea fostei sale firme și a împușcat un manager și alte două persoane, rănindu-i grav. În timp ce fugea, el a împușcat un polițist și a trimis un ultim mesaj foștilor colegi pe e-mail: sărbători fericite nenorociților. Medicii au fost de acord cu cererea românului de eutanasiere pentru că, spun ei, acesta suferă de grave probleme cronice nevindecabile. Magistrații au decis că dreptul lui de a muri asistat trebuie să prevaleze asupra dreptului la ocrotire judiciară efectivă a victimelor, relatează știri de Cluj.ro.